Sorin Câțu îi acuză pe social-democrați că prin intermediul organizației de tineret au demarat o campanie plătită de postări pe Facebook împotriva sa. Potrivit unor surse politice, Câțu le-a spus liberalilor să ceară explicații în coaliție în legătură cu aceste atacuri la adresa sa. Andreea Popa știe mai multe. Andreea. Sunt nemulțumiți liderii PNL, potrivit informațiilor noastre, de modul în care decurge colaborarea cu partenerii de coaliție, cu socialdemocrații. În ședința conducerii PNL, care a avut loc în această dimineață, surse politice spun că Florin Câțu s-a arătat deranjat de faptul că socialdemocrații obișnuiesc să iasă în spațiul public cu declarații pe teme sensibile, chiar înainte ca acestea să fie discutate în coaliția de guvernare. Și mai mult decât atât, spun surse politice, Florin Câțu este nemulțumit de faptul că și îi acuză pe cei din Partidul Social Democrat că ar fi plătit o campanie în online împotriva sa. Pe aceste două teme ar vrea liberalii să discute cu partenerii lor de coaliție în ședința care va avea loc mâine la ora 16. Am discutat în Dex, am spus că este o campanie, mi-a fost adusă la cunoștință, am văzut-o, mi se pare că nu se face, dar vom discuta în coaliție. Și ce mecanism veți propune în coaliție? Am văzut niște postări plătite pe rețele de socializare. Erau ale PSD acele postări? Așa erau cele care mi-au fost prezentate, erau a tineretului social-democrat. Dumneavoastră, cum vă explicați această reacție? Cum apreciați această atitudine a social-democraților, parteneri de coaliție? Vom discuta în coaliție. Eu v-am spus, prefer să am discuția în coaliție, în afara coaliției, ca să nu existe interpretări greșite. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, PSD să spună clar dacă mai vrea sau nu cu noi, este o afirmație care vă aparține în ședința BEC? Asta spune ședințe BEC, sunt în ședințe BEC. Se pare bizar să ataci cu bani de la partid președintele celălalt partid care este în coaliție. Poate afecta acest lucru stabilitatea coaliției de guvernare? Că despre asta este vorba. Nu.